Ioan, capitolul 15, și vom citi primele 11 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 1. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și orice mlădiță care aduce rod o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Să ocupăm locurile. Iubiți frați și surori, începând din seara aceasta, vom aborda un subiect pe care l-am intitulat Roada Duhului. Înainte însă să dezbatem subiectul acesta pe care l-a găsit în epistola Apostolului Pavel către Galateni la capitolul 5, e nevoie de câteva cuvinte de introducere, de a ne introduce în subiect. În seara aceasta este o asemenea introducere în subiect, o lecție pe care eu am intitulat-o Viață din belșug. Viață din belșug. Sunt două versete foarte importante. Primul îl găsiți în Ioan, capitolul 10, versetul 10, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre oile sale. Și El zicea așa, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Nu oricum, nu să trăim oricum, ci să trăim din belșug, să avem viață din belșug. În Ioan 15, cu versetul 5 pe care l-am citit în această seară, Domnul spune așa, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. În seara aceasta vom încerca să găsim răspunsul la întrebare, care este viața de succes și de belșug, viața aceea din abundență pe care ne-o promite Domnul. Ce ar trebui să facem să avem o astfel de viață din belșug, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos. Și, în primul rând, să spunem că secretul unei vieți din belșug este să produci rod. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți să fiți, duceți o viață împlinită, spunea Domnul, trebuie să fiți ca o mlădiță sădită în via care este Dumnezeu și din Dumnezeu să aducem mult rod. O viață împlinită, o viață din belșug este o viață care aduce mult rod. Este o viață roditoare. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, spunea Domnul Iisus Hristos. Haideți să punem întrebarea, ce fel de roade ar trebui să producem? Care sunt roadele acelea care ar trebui să le producem, pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi și care, de fapt, ne-ar face viața din belșug, ne-ar face viața prosperă? Așa, o viață plină, de plină, dacă vreți.
Ce fel de roade ar trebui să producem? Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că dacă noi câștigăm suflete pentru Domnul și ajutăm pe oamenii aceia să crească în Domnul, aceasta este un rod pe care noi îl aducem. În Romani, în capitolul 1, versetul 13, Apostolul Pavel le spunea acelora din Roma că de-abia așteaptă să vină la Roma, zicea el, ca să culeg vreun rod dintre voi. El se gândea că în urma predicilor sale, a lucrării pe care el o face în această biserică, să fie oameni care se convertesc și apoi să-i ajute să crească în credință, așa cum Apostolul Pavel o făcea practic de fiecare dată. Un alt fel de rod în viața noastră, deci în primul rând, deci, să nu uităm, să recapitulăm, câștigarea de suflete. Acestea sunt roadele cu care ar trebui să venim înaintea Domnului. Am adus pe cineva la Domnul, am lucrat la creșterea spirituală cuiva. Este cineva care a crescut în credință datorită slujirii noastre? Acesta este un fel de rod pe care Domnul așteaptă din partea noastră fiecăruia. Un alt fel de rod este ajutorarea celor aflați în nevoi. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 15, că aștepta să meargă, să ducă ajutoare creștinilor aflați în nevoi din zona respectivă, din Roma, pentru că zicea el, vreau să încredințez aceste daruri care mi-au fost date, să le duc celora care sunt în nevoie și care au nevoie de ele. Deci un rod care îl aducem pentru Domnul este când ajutăm pe cei care sunt aflați în nevoie. În al treilea rând, este un caracter asemănător lui Hristos. Când devenim, pe măsură ce trece timpul, tot mai asemănători Domnului nostru Iisus Hristos. Aici este vorba despre roada Duhului, din Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23. Când semănăm tot mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și în ultima instanță este când aducem laude și mulțumiri lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 13, versetul 15, scriitorul spune că este gata să aducă o jertfă de laudă lui Dumnezeu. Jertfele noastre de laudă lui Dumnezeu, închinarea noastră, mulțumirile, cântările noastre de laudă la adresa Domnului, nu sunt altceva decât un fel de rod pe care noi îl prezentăm Domnului nostru. Ce se întâmplă cu noi atunci când aducem un rod bogat, sunt câteva beneficii pe care le vedem imediat în viața noastră atunci când sunt prezente aceste roade. În primul rând este bucuria. Bucuria pentru sufletele aduse la mântuire. Apostolul Pavel își exprimă această bucurie în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, și laudă și mulțumește lui Dumnezeu pentru că o mulțime de suflete au fost aduse la mântuire. Și aduce bucurie, mântuirea cuiva este o bucurie în trupul lui Hristos. Nu-i așa? De ce credeți că vin așa mulți oameni la botezele noastre, la biserică? Vor să se bucure oamenii de bucuria care este și în ceruri, când se întoarce un păcătos la Dumnezeu, nu-i așa? Este bucurie. Un alt beneficiu al roadelor pe care le producem este fericirea de a împărtăși cu alții din bunurile noastre, din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Este ferice să dai, nu să primești. Este ferice să dai. Când dăruiești, ești fericit, ești bucuros. Dumnezeu te binecuvântează într-un mod special. Apoi recapătăm și avem din nou reasigurată această siguranță a vieții veșnice ca fii de Dumnezeu. Când ducem roade pentru Domnul, ne simțim ca și membri în familia lui Dumnezeu și suntem fiii lui Dumnezeu. Avem în inima noastră pace
pentru că avem o inimă mulțumitoare și plină de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Acestea sunt doar patru dintre beneficiile producerii roadelor. Avem bucurie, fericire, siguranță și pace. Dar haideți să mergem mai departe, să studiem textul acesta mai în amănunțit, pentru că, așa cum spuneam, textul acesta este o introducere la studiul nostru despre roada Duhului, când vom lua fiecare dintre dintre roadele Duhului, deși corect textul este roada Duhului, este una singură. Dar pentru că sunt nouă termeni acolo, noi suntem tentați să spunem roade. Tot mai mulți cercetători biblici spun că de fapt este o singură roadă și asta este dragostea și celelalte opt nu sunt altceva decât moduri de a se exprima această dragoste autentică. Este o singură roadă și aceasta este dragostea. Dar haideți să mergem mai departe. Secretul producerii roadei, a rodului, este rămânerea în Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Noi nu putem aduce rod. Rodul este al Duhului Sfânt, este roada Duhului, nu a noastră. Avem o datorie față de rădăcina, de tulpina în care suntem altoiți. Producem pentru că aparținem acestei ființe divine, aparținem lui Dumnezeu și producem roada lui Dumnezeu de care noi aparținem. Dacă sunteți atenți și luați un pic sau ceva de scris, veți vedea că în textul acesta, în 11 versete, este cuvântul rămâneți de 12 ori. Este unul dintre cele mai dese folosite cuvinte în acest text. 12 ori, rămâneți, rămâne, cine rămâne, rămâneți în mine. Cine rămâne în cuvântul meu, cine rămâne în viță. De 12 ori este menționat acest cuvânt în 11 versete din Ioan capitolul 15. În primul rând, a rămâne în Iisus ce înseamnă? Înseamnă o părtășie neîntreruptă, înseamnă continuitate, înseamnă ceva care nu ne desparte. Suntem permanent într-o părtășie neîntreruptă cu Domnul nostru Iisus Hristos. Este o poruncă în Noul Testament care pare foarte ciudat, zice, rugați-vă neîncetat, nu? Cum să te rogi neîncetat, nu? Faci accidente, avem de lucru, ce se întâmplă? Se pare că ne putem ruga dacă avem o minte, o inimă, un suflet în permanent contact cu Dumnezeu, suntem într-o stare de comunicare, de rugăciune tot timpul cu El. Suntem într-o părtășie neîntreruptă. Rămâneți, a rămâne înseamnă părtășie neîntreruptă. Numărul 2. A rămâne presupune a fi deja acolo și a continua să fii. Poți să rămâi acolo unde te-ai dus prima dată, nu-i așa? Prima dată trebuie să te duci și să rămâi acolo. Te-ai dus la Domnul, te-a primit, rămâi cu El, rămâi pentru restul vieții tale. În al treilea rând, Iisus folosește cuvântul acesta de 10 ori în acest text. Eu am numărat acum de 12, probabil că în engleză de mai puține ori, dar în limba română este de 12 aici. Și rămânerea în Iisus ne împuternicește să producem roade. Putem totul pentru că rămânem în El. Despărțiți de El, nu putem face nimic. Dacă rămânem în El, putem să facem totul. Deci secretul producerii rodului este să rămânem în Hristos.
Dar există și un secret al rămânerii în Hristos și aceasta este ascultarea. Iată ce spune cuvântul Domnului. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Deci a rămâne în Hristos înseamnă a asculta de cuvintele Lui Hristos, a asculta de poruncile Lui Hristos. Ascultă de Iisus. Ascultă de Domnul nostru Iisus Hristos. Numărul 1. Ascultarea stă la baza relațiilor lui Iisus cu Tatăl. Veți găsi foarte multe versete biblice în care Domnul spune: eu nu fac nimic de la mine, eu fac ceea ce aud și poruncește Tatăl, îl văd pe Tatăl că face. Relațiile mele cu Tatăl sunt dominate de ascultare. Eu ascult tot ce spune Tatăl, sunt supus întru totul Tatălui. Ascultarea nu înseamnă numai auzire, ci înseamnă execuție, nu? Ar fi teribil să avem copii care ne ascultă ce zicem și fac ce vor ei, nu? Când un copil te ascultă, ascultă ce ai spus și execută ceea ce ai spus, nu? Împlinește ceea ce ai spus. În al doilea rând, păzind poruncile lui Iisus, suntem prietenii Lui. Rămâneți în dragostea mea, spune Domnul. Nu putem să rămânem în dragostea Domnului dacă ne ascultăm de El, nu? Domnul ne spune: du-te înainte, noi o luăm bala stânga, bala dreapta, și nu putem rămâne în dragostea Domnului. Dacă vrem să rămânem în dragostea Domnului, trebuie să ascultăm, pentru că El zice: suntem prietenii Lui, voi sunteți prietenii mei și prietenii mei ascultă de mine. Păziți poruncile mele, păzesc cuvintele mele. Numărul 3. Falsul creștinism de astăzi este dominat exact de lipsa ascultării de Domnul. Creștinismul de nume, nominal, care poartă, eu știu, orice titlu dacă vreți, unul mai pompos ca altul, creștinul fals este acela care nu ascultă de poruncile Domnului Iisus Hristos. Este religios, are el poruncile lui, dar el, dacă vrem să fim un creștin adevărat, trebuie să ascultăm de poruncile Domnului. Păzind cuvintele lui, vom rămâne în el, spune Sfânta Scriptură. Când păzim cuvintele lui, rămânem în el. Așa cum eu, spunea Domnul, rămân în Tatăl pentru că păzesc cuvintele Tatălui meu, la fel ascultă și tu pe Domnul Iisus Hristos și rămâi în cuvintele Lui. Secretul ascultării însă de Domnul este dragostea. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Secretul ascultării este dragostea. Iubește-L pe Domnul Iisus Hristos. Iubește-L pe Domnul Iisus. 3 motive de ascultare. Sunt oameni care ascultă în general din 3 motive și în special copiii noștri. Ne ascultă de frică, nu? Ne ascultă de frică, punem cureaua pe ei, le luăm telefonul sau cine știe ce amenințări mai avem la orizont, nu? Una mai teribilă ca alta. Și alții ascultă din interes. Sunt ascultători pentru că dacă sunt cuminți, o să capete ceva, o să primească ceva. Dar sunt oameni care ascultă din dragoste. Și asta o vrea Dumnezeu de la noi, ascultarea din dragoste. Să ascultăm pentru că îl iubim pe Domnul. Iisus dorește să-L ascultăm din dragoste și nu din frică. Mulți dintre predicatorii din vechiul secol, da, și în vremea noastră, întotdeauna predică
cu foc și pucioasă, nu? Se bage groază în lume de iad și cine știe ce se întâmplă. Oamenii se ascultă de frică. Ascultarea nu este din frică, trebuie să ascultăm din dragoste. Fără dragoste, ascultarea noastră va eșua întotdeauna. Haideți să citim Ioan, capitolul 14, versetul 24. Este un cuvânt care merită să-l citim. Ioan 14, 24. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-a auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Ascultați, extraordinar. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Numai dragostea este aceea care ne face să păzim cu adevărat cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Și numărul 4, frica întotdeauna va produce în consecvență. Vom asculta în funcție de cât de tare ne este frică. Dacă ne frică mai puțin, ascultăm mai puțin, nu? Dacă ne frică rău, ascultăm mai mult. Interesul întotdeauna produce o ascultare sporadică, nu? În funcție de promisiune, ce primim după asta, nu? Cât de mare e cadoul, cât de mare este beneficiul. Fiul meu mi-a povestit că la băiatul mai mare a spus, uite, dacă iei numai A și B la college, eu plătesc college-ul. Dintr-o dată ăsta a devenit de A și B, pentru că s-a gândit că dacă nu plătește tata, trebuie să plătească el, nu? College. Dar promisiunile astea țin, da? Ele țin, sunt sporadice. Țin pentru o perioadă de timp. Doar dragostea duce la o ascultare permanentă. Când iubești pe Domnul, asculți de Domnul no matter what și nu contează când și cum. Dar secretul dragostei este și dragostea are un secret și asta este cunoașterea. Secretul dragostei este cunoașterea. Cunoaște-L pe Domnul Iisus. Cu cât îl vei cunoaște mai mult, ai să-L iubești mai mult. Știți că dragostea dintre soț și soție se bazează pe cunoaștere? Uitați-vă în Biblie. Zice că Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva, și s-a născut un copil. Dragostea înseamnă a cunoaște. Se spune că nu există o formă de cunoaștere interumană atât de profundă ca între soț și soție. Îl cunosc, e vecin cu noi. Am lucrat cu el la firmă. A fost coleg de școală. Îl cunosc pentru că e prietenul meu. Mergem la pescuit împreună, e prieten. Cum să nu-l cunosc? E tata, e mama, e băiatul, fiica mea, gradul de rudenie. Dar când ai spus este soția mea, este un nivel de cunoaștere mai înalt decât toate. Știți că noi suntem mireasa lui Hristos? El este mirele, El vrea să ne cunoască la acest nivel. Dragostea dintre soț și soție se bazează pe cunoaștere. Dragostea crește odată cu cunoașterea, știți? Cu cât cunoaște mai mult, iubim mai mult. Este atât de frumos că nici relația cu Domnul nu este diferită de asta. Cu cât îl cunoști pe Domnul mai mult, îl vei iubi mai mult. Cu cât îl cunoști mai mult, îl vei iubi mai mult. Și ar trebui să ne facem un fel de leitmotiv al vieții noastre, să-L cunosc mai mult ca să-L iubesc mai mult. Și numărul 4, să-L cunoaștem pe Domnul mai mult ca să-L iubim mai mult. Știți că aici
este un lucru extrem de important pentru viața noastră și pentru devenirea noastră ca și creștini, cunoașterea lui Hristos. Dar secretul cunoașterii are și el, și cunoașterea are un secret, și asta este comunicarea. Comunicarea este secretul cunoașterii. Comunică cu Domnul Iisus Hristos, vorbește cu El, ascultă-L. Unde există comunicare, relațiile se dezvoltă. Unde nu există comunicare, relațiile mor. Și asta este în business, este în familie, în relațiile cu prietenii tăi, cu vecinii tăi, cu tot ce vrei. Cu cât comunici mai mult, adâncești relația aceea mai mult. Ar trebui să ne gândim bine la asta. Ne uităm ore întregi la televizor și vorbim cu soția câteva minute pe zi. Cu copiii, se pare că în medie o familie americană vorbește cam 11 minute pe zi cu copiii. Vin copiii de la școală și 11 minute mama și tata le acordă atenție. Vorbesc prin semne, vorbesc la masă puțin, fiecare se duce la ecranul lui, fiecare se duce în camera lui, la interesele lui. Lumea în care noi trăim devine tot mai dificilă din pricina comunicării. Culmea, n-a existat niciodată în istorie așa mijloace de comunicare cum avem noi astăzi. Nu a existat niciodată. I-am povestit nepotului meu cum i-am făcut curte la bunica sa. Eram în vacanță, student, venisem de la Timișoara, mergeam la Pâncota. Și domnișoara la care o făceam curte era la Oradea. Și atunci, din când în când, mă duceam la poștă, la Pâncota, la telefoane. Și făceam o comandă să vorbesc cu numărul din Oradea. Dădeam numărul și așteptam uneori jumate de oră sau o oră până prindea legătura. Că legăturile se prindeau greu. Fugeau repede pe vremea aia. De cele mai multe ori, pentru că familia lor avea același telefon pe aceeași linie cu un vecin. Dădeam de vecină și o rugam să meargă până la vecină, să o roage să ridice telefonul. Okay? Așa comunicam și dacă reușeam o dată de două ori pe săptămână să comunicăm, era un lucru extraordinar. Ce să mai vorbesc? Au trecut timpurile, a venit în America. Țin minte că unul dintre băieții noștri vorbea cu o fată din alt oraș. Eram în Chicago și am descoperit a doua zi, când de fapt a venit bilul de telefon, că au stat cam 8 ore la telefon. Nu, pe banii lui taică-s-o, bineînțeles, și bilul era destul de serios pe vremea aceea. Erau convorbiri nu locale, ci erau long distance. Pe vremea aceea. Okay? Ei, astăzi, orice copil are telefonul în geantă, vorbește cu oricine, oricând, nu? Vorbim cu toată lumea. Iată că suntem și pe un grup din ăsta de chat, nu? Cu toată biserica, comunicăm rapid cu toată lumea. Și în ciuda mijlocelor de comunicare, există foarte puțină comunicare între noi. Foarte puțină comunicare. Spunem fraze tip, mai ales dacă suntem și mai tineri, avem numai niște litere care le scriem așa și dacă bătrânii ăștia habar n-am ce scriem noi, nu? E norocul nostru, că nu știu ce înjurături folosim. E teribil. Avem mijloace de comunicare extraordinare, dar comunicăm foarte puțin unul cu altul. Comunicăm neesențial, nesemnificativ. Când a venit în America, a fost un american, imediat la vreo săptămână după ce am venit în America, au aflat ăștia că eu eram inginer și mi-au dat un post de lucru la primăria orașului Portland, la departamentul de apă și canalizări, la proiectare.
ca să-mi fac experiența americană. Nu mă plăteau deloc, dar munceam 8 ore ca după câteva luni de zile să-mi dea o hârtie că am lucrat la primăria orașului Portland. Era un lucru fantastic. Și în primele zile, cum am ajuns la serviciu, un american de acolo, acum un coleg de-a meu, m-a întrebat, how are you? Și am început să-i spun că sunt un emigrant necăjit, disperat, nu știu unde mă aflu, nu știu limba bine, sunt speriat de expresele astea americane, aveam un rabbit, o mașină din aia micuță nemțească. Domnule, când ăsta a auzit că eu deșar peste el toate informațiile, am zis, stop, 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 I don't want to hear that. Bine, am zis, dar ce vrei să auzi? Eu zic, ok, tell me that you are ok. Și atunci am învățat și ea, I'm ok, ok, you are ok, we are ok, everybody's ok. Nu? Zâmbim toată lumea, dar nu comunicăm. Oamenii nu vor să audă ce se întâmplă în sufletul tău. Ce necazuri ai tu, ce probleme ai tu. Deloc. Am văzut într-un filmuleț pe YouTube un american care vorbea cum e în România. S-a mutat în România. Și le dădea sfaturi la alți americani care voiau să se mute în România. Zice, aveți grijă că dacă întrebi un român cum e, cum se simte, ăsta spune tot felul de lucruri. Zice, să nu te sperii, nu? Ascultă-l, ascultă-l până la capăt, că el are nevoie să comunice, să spună, nu? Wow! În ciuda nevoii noastre, nu avem ureche de auzit, nu? Nu avem iubiți ascultători. Vrem să știm că you are ok, I'm ok, everybody's ok, go home. Plecăm acasă și toată lumea e happy, nu? Există enorm de multe mijloace de comunicare, dar foarte puțină comunicare și relațiile nu se dezvoltă decât atunci când comunicăm. Nu se dezvoltă decât când comunicăm. Numărul 2. Cu cât comunicăm mai mult, vom cunoaște mai mult. Vom cunoaște mai mult. Rugăciunea, citirea Bibliei, studierea cuvântului lui Dumnezeu, nu este decât o formă de comunicare, dacă vreți. Auzim de la El. Vrem să auzim ce spune Domnul. Sau până și rugăciunile noastre s-au transformat în ce spunem noi Domnului, nu-i așa? Și nu ce spune Domnul, nu mai ascultăm ce zice El. Să spunem noi cât mai multe lucruri. Unul dintre marele mele regrete, și așa totdeauna mă aduc aminte cu jenă de chestia asta, am avut un profesor la Wheaton College și un om extraordinar. Când ținea asta o lecție, de obicei eram de 2 sau 3 ori pe genunchi, toată clasa. Era un suflet extraordinar, un om formidabil. Și l-am invitat la biserica pe care o păstoream atunci în Chicago. Și a venit. A venit într-o joi seara ca acum, era multă lume. A venit cu vreo jumătate oră bună înainte, l-am primit în office și omul m-a întrebat, nu, cum ești, how are you? Nu? Și în sfârșit am găsit pe unul care vrea să mă asculte, nu? Și am devastat, am basculat toate necazurile mele peste el și am spus ce se întâmplă cu viața mea, cu familia mea, cu biserica asta. Omul m-a ascultat, am mers la învon și a ținut o predică formidabilă, dar plecând spre casă, mi-am dat seama că am pierdut o ocazie de aur să învăț ceva de la un om care știa mult mai multe lucruri decât mine și care ar fi fost gata să-mi spună, să mă învețe dacă mai tăceam din gură și nu spuneam what's going on with me. Okay? El a fost de treabă, m-a ascultat până la capăt. Dar am pierdut o ocazie extraordinară să învăț ceva. Ăsta este unul dintre regretele mele care le am. Când dați peste un om care știe ceva, ascultați. Când dați peste o carte bună, citiți-o. Vreți să vă spun care este cea mai bună carte?
Biblia, cartea lui Dumnezeu, puneți mâna pe ea în fiecare zi și citiți, să vedeți ce spune Dumnezeu, ok? Să vedeți ce spune Dumnezeu. Lăsați să curgă această comunicare de la El spre voi, spre inima voastră. Cu cât comunici cu Domnul mai mult, îl vei cunoaște pe Domnul tot mai mult. Și ultimul lucru, citirea Bibliei este catalizatorul spre o viață din belșug. Și acum, în încheiere, probabil că o să fie șocant, dar asta este. În încheiere, în concluzie, citind mai mult Scriptura, vom cunoaște mai mult pe Domnul. Ok? Îl vom cunoaște mai mult pe Domnul. Cunoscându-L mai mult pe Domnul, îl vom iubi mai mult pe Domnul. Iubindu-L mai mult pe Domnul, vom asculta mai mult de El decât am ascultat până atunci. Ascultând mai mult de Domnul, vom rămâne în El. Rămânând în Domnul, vom aduce mult rod. Ok? Și aducând mult rod, vom avea o viață din belșug. Nu vedeți că totul începe de sus, de la Scriptură, de la Cartea lui Dumnezeu? Sola Scriptura, singura Scriptură, nu? Citește ca să cunoști, cunoaște ca să iubești mai mult, iubește ca să asculți, ascultă ca să rămâi în El, rămâi în El ca să aduci mult rod și adu mult rod ca să ai o viață din belșug. Dacă vreți să avem o viață din belșug, este formula extrem de simplă, la îndemâna oricui, nu este nicio filozofie, nu se încurcă nimeni, nu trebuie să ai seminarii și școli, trebuie să-ți faci timp să deschizi Scriptura, să-L cunoști pe Domnul, să-L iubești mai mult, să asculți mai mult de El, să rămâi în El și să aduci rod pentru El și pentru împărăția Lui. Și aducând rod tot mai mult pentru Domnul, vei duce o viață fericită și plină de belșug. Și lucrul ăsta vă doresc tuturor din toată inima. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute în procesul acesta, pentru că fiecare dintre noi ne dorim să avem o viață din belșug. El a venit ca oile Lui să aibă viață și nu oricum, ci o viață din belșug. Să ne rugăm!